Anemona s-a întors pe ringul de dans, singură, părea destul de nervoasă, așa a venit direct către Roberto. Îi <gântu> punea hârtiile acelea în formă de bani, apoi s-a așezat, vedeți că dacă stă așa, vede direct către casa băieților și își tot întorcea capul către casa băieților. Sin sincer, s-a întâmplat ceva între... Antonio, Maria și Irina. Ceva, eu cred că mai mult cu Irina, pentru că a ieșit afară cu Mihai și Hadice și Roberto și rădeau toți glumeau. Cred că cu Irina s-ar fi întâmplat ceva. Dar după a fost dubioasă melodia aceea în boxe despre Maria, cum era, că unde mai găsesc ca ea să vină Maria, mirosul ei mi-a rămas, ceva la modul ăsta. Eu n-am mai ascultat unul de aceea în Casa Mireasa, chiar nu știu ce să vă spun, dacă știți, spuneți-mi și mie.